Accidentul devastator s-a petrecut pe drumul European 70 în județul Teleorman. Tânăr avea permis de o lună de zile. Lipsa experienței și-a spus cuvântul. Fata era în mașină cu un tânăr de 16 ani, prietena acestuia, o fată de 17 ani și unchiul lor de 39 de ani. O depășire neregulamentară i-a băgat în mormânt pe cei trei. Se ducea spre București, s-a băgat în depășire și a zis că la 10-15 metri în față l-a furat partea dreaptă. Se ducea pe drumul. Se ducea spre București și cealaltă mașină de unde venea? S-a băgat în depășire și l-ar fi furat pe iarbă. Mai multe ambulanțe și echipaje de descarcerare au ajuns imediat la fața locului. Imaginile i-au șocat până și pe salvatori. Unchiul șoferiței și fata de 17 ani erau morți. Tânărul de 16 ani a fost găsit aruncat pe câmp. Încă mai sufla, însă a murit și el în drum spre spital. Singura în viață a rămas tânăra de la volan prinsă între fiarele contorsionate. Pompierii de la descarcerare s-au chinuit minute în șir să o scoată. În cele din urmă, salvatorii au reușit să o elibereze și au transportat la spital în stare gravă. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale dezastrului. Fata s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă.